Cum te numești? Meliciu Costin. Și de ce te-ai înscris la cursul de germană? Mi se pare interesant să învăț o limbă pe care nu o avem în programul școlar. Și de unde ai aflat de cursuri? Am aflat acum 3 ani de la mătușa mea. Și deci vii de acum 3 ani la cursuri? Da, da. Aș fi te-ar interesa să faci, să înveți mai departe limba? Da, aș fi foarte interesant, deoarece este o limbă pe care nu mulți o știu. Și se pare, cum se pare? Mi se pare nici greu, dar nici ușor. Așa, și la ce școală ești? La liceul teoretic Nicolae Iorga. În clasă, în trec între a șase. Da. Și de ce v-ați înscris la cursul de germană? Pentru că am nevoie de limba germană, deci trebuie să plec în Germania. Și cât de grea vi se pare? Este destul de grea, deoarece nu știu deloc și îmi pornesc de la zero. Și de unde ați aflat de acest curs? Am găsit în monitorul anunțul și era venit la mine doamna și a întrebat. Și astăzi a venit prima oră la curs. Cu toate că am început mai mult mai devreme în cursul din iunie. Sunt bine, da? Iulie. Da, iulie. Și la anul v-ați dori să mai merge, să veniți acest curs? Păi vreau să vin cât se poate și de ce e greu sau ușor. De unde ai aflat acest curs? De la prieteni. Oh, și de ce ai vrut să te înscrii? Puțin? Foarte fain, mă întâlnim. Și am anumite dorințe de a ajunge în Germania. Și cum se pare limba? Nu e cam ușoară. Frumoasă. Mai țin minte care a fost primul cuvânt pe care l-ai învățat? Am nevoie de niște cuvinte. Sau un cuvânt pe care știi și... Din germană am aflat dinainte de a veni la cursuri. Primul care se spune. Un cuvânt, o nădiș, fără tine, un titlu de melodie. Nu ai vorba ce a găsit.